Dayan, al treilea srilanchez care a venit să lucreze în localitatea plină de controverse din Harghita, a intrat astăzi în pâine. În aceea zi, 1800 de localnici din Ditrău au depus la primărie o petiție prin care cer patronilor brutării să nu mai angajeze străini. Nu a fost luată o hotărâre în acest sens, motiv pentru care brutăria își desfășoară normal activitatea. Până acum, tânărul de 24 de ani nu a avut vreo problemă cu localnicii. This is our country spices, chili powder. So our country spices are so good. We are like that. Dayan nu a venit în România cu mâna goală. Le-a adus colegilor lui gusturi și arome de acasă. In Romania is less spicy. Are they homemade? Yeah, yeah. Okay. Thank you. În apartamentul din Gheorghieni, Mahinda și Piumal i-au făcut repede loc tânărului de 24 de ani. După ce s-a acomodat în noua casă, au mers cu toții la brutăria din Ditrău, locul tensiunilor care au șocat o lume. Colegii români l-au primit cu căldură. Dayan nu a muncit astăzi, dar a studiat atent rețetele românești și felul în care pâinea se prepară la noi. A calculat și producția. How many? 150. Did you count? Yeah. În timpul în care Dayan învăța secretele pâinii românești, la primăria din Ditrău avea să înceapă o nouă revoltă. 1800 de oameni au semnat o petiție și au pus-o pe masa edilului. Sperăm că cu faptul că le-am dus în Gheorgheni și ei locuiesc acolo, nu o să mai iau nimic, nicio problemă cu faptul că ei lucrează la noi. Au o problemă în continuare. Localnicii le cer patronilor brutăriei să nu mai angajeze străini. În fața camerelor de filmat însă nimeni nu pare revoltat de situație. Eu n-am nimic împotriva lor. Același Dumnezeu ne-a creat pe toți. Pentru mine, oricum că și eu am fost în străinătate, știu cum e. Nu vreau să mă pronunț. Toată lumea este pentru mine la fel. Dayan este al treilea străin care a venit să lucreze în brutăria din Ditrău și, în ciuda revoltei din localitate, nu e ultimul. Am decis că să continuăm. Deci, chiar suntem foarte mulțumiți de Piumal și de Mahinda și credem că vom fi la fel de mulțumiți și cu Dayan. Noi am făcut contractul 7 persoane, 3 brutari din Sri Lanka și 4 din Nepal. Dayan este în România doar de 2 zile, dar a semnat un contract de muncă pentru următorii 2 ani. Îi place deja la noi și are planuri mari. Vrea să strângă bani, să-și ia o casă aici și să-și aducă și iubita.